De ce să ne amăgim și să nu ne amintim că exista o strategie, era planificată o anumită sumă de dezvoltare primită de la Uniunea Europeană. Sub pretextul că proiectele n-au fost făcute cum trebuie, sub pretextul că există corupție, sub pretextul că aceste sume n-au intrat în România. Ele trebuie înlocuite cu altceva. Cu industria pe care o avem, cu producția pe care o avem, cu PIB-ul pe care reușim să-l dezvoltăm în România. Dar acele sume n-au intrat datorită nouă sau strategiei noastre. Sigur că și noi avem partea de vină, dar eu gândesc că ar fi trebuit să fie un pic mai multă grijă și dinspre cei care au coordonat și au supravegheat lucrurile. Vizita aceasta a premierului chinez a făcut ca premierul român Victor Ponta să fie chemat la Bruxelles pentru a clarifica anumite nuanțe diplomatice și economice în relația bilaterală cu China, sau va fi chemat la Bruxelles. Poate actualul guvern, condus de premierul Victor Ponta, să relanseze România pe o coordonată economică fără precedent, jucând rolul tigrului european? Eu sunt convins că stă în puterea actualului guvern, condus de premierul Ponta, să ducă lucrurile acolo unde trebuie. Eu îl cunosc bine pe actualul premier. Sigur că sunt păreri pro și contra. Acolo unde există putere și opoziție, părerile sunt divergente. Într-un fel vorbesc cei care îl cunosc foarte bine, într-un fel vorbesc cei din opoziție. Și ei îl cunosc bine, dar niciodată nu o să-i recunoască calitățile premierului. Părerea mea este că, așa cum îl cunosc eu, el este în stare să ducă, hai să zicem, corabia, cum zicea premierul chinez, mai departe. Acele valuri, să străbat acele valuri. Ca să ne legăm totuși de acest context, cum putem gestiona această situație diplomatică fără a deranja Bruxelles-ul, da? Pentru că există anumite voci, cei drept destul de timide, să zicem, nu este o voce majoritară, dar în același timp având nevoie majoră de investițiile chineze. Noi trebuie să păstrăm acest echilibru, să fim mai diplomați. Noi trebuie să le gestionăm așa cum se gestionează lucrurile corect. Să spunem adevărul, să spunem ce vrem să facem, să comunicăm bine, să știe și ei despre ce e vorba și să ne vedem în continuare de planurile de dezvoltare pe care actualul guvern este obligat să le susțină, așa cum a promis în campanie. Și românii le-au dovedit încrederea și au votat cu 70%. Procent pe care nu l-a mai avut niciun partid sau vreo coaliție politică în România, ei trebuie ca să respecte dorința românilor și să facă ce au promis în campanie, să-și respecte programul de guvernare. Și din câte îl cunosc pe premier, repet, va ține foarte mult ca acest program să fie respectat. Potrivit Royal Society, rolul Chinei va crește vizibil în următoarele decenii, devenind noua superputere mondială. Astfel, SUA va fi devansată din punct de vedere economic în anul 2035, deja în 2013 din punct de vedere al cercetării științifice și în anul 2050 din punct de vedere militar. Care este secretul acestei noi superputeri mondiale? În primul rând, a spus mai devreme că este un popor foarte numeros. În al doilea rând, vreau să vă spun că ei sunt oameni foarte modești. Consumă puțin și muncesc foarte mult. Și aș vrea să vă dau un exemplu pe care îmi vine în minte acum. În 1986, atunci când am fost în delegație la ei, la Shanghai ne-au cazat într-un hotel dat în folosință în cinstea sosirii delegației noastre. Seara, când am ajuns la hotel, în jurul hotelului era noroi, era ca pe un șantier. Vreau să vă spun că până dimineața, acolo au lucrat, așa după părerea mea modestă, 40-50 de mii de oameni în noaptea aia, cărau pământul vegetal cu coșurile în cap, trotuarele creșteau văzând cu ochii furnicuțe ca furnicile.
nu exagerați cu nimic, ca furnicile erau și dimineața aveam cel mai frumos parc pe care l-am văzut vreodată, cu pomi care au crescut peste noapte, pe care i-au adus și i-au plantat, erau deja mari pomii, cu pământul din jurul rădăcinii, direct în gropile deja făcute. Vă spun, am stat muți de admirație ore întregi și am admirat cum munceau. Ăsta este secretul. Au un cult al muncii. Ăsta este secretul. Cultul muncii, disciplina și respectul. Respectul pentru muncă și pentru ceea ce fac. Uitați-vă la produsele chinezești, că au cucerit piața mondială. Se spune că dacă ar opri exportul de produse de consum, de larg consum, către America, ar fi o problemă. Pentru că nivelul de trai este, în America este dat și de produsele pe care le importă din China. Și care, cum să zic, au prețuri accesibile. Și de investițiile pe care le-au făcut chinezii. Nu mai vorbim de în investiții. Economie. Nu e un secret. Se vorbește despre o acumulare de aproximativ 9.000 de miliarde. Păi ce nu poți face cu 9.000 de miliarde, un excedent de 9.000 de miliarde? Câte nu poți să faci în lume? Nu trebuie să mai mire pe nimeni această expansiune, această dezvoltare în afara teritoriului Chinei. Banii ăștia trebuie să lucreze. Se spune că dacă Beijing ar vrea să schimbe moneda, dolarul, da, și să lucreze pe altă monedă, America ar fi în offside. S-ar strica echilibrul economic în lume, sigur că da. Există acest risc? De aceea relațiile bilaterale dintre Statele Unite și China sunt din ce în ce mai apropiate și la un nivel înalt. Am văzut Barack Obama, este foarte deschis dialogului cu China. Sunt două superputeri care au foarte multe de spus pe plan mondial și sigur că trebuie să se înțeleagă între ei și nu cred că vor face ei vreun gest care să distrug acest echilibru. Cei puternici să respectă. Sigur că da. Fără doar și poate. Domnule și domnule, vă rugăm să luăm o scurtă pauză publicitară, cu permisiunea noastră. Servicii publice de bază, cum sunt apa potabilă și canalizarea. Locuitorii din cartiere, precum Bariera Vâlcii, Romanești, Veterani, așteaptă de mai bine de 20 de ani posibilitatea de a beneficia de canalizare. În cartiere precum 8 Mai, Catargiu, Brestei, numeroasele avarii datorate uzurii rețele de apă au pus mari probleme autorităților și cetățenilor. Contractul Reabilitare și Extindere Rețele de Apă și Canalizare în municipiul Craiova a demarat în data de 1.11.2012, odată cu emiterea ordinului de începere a lucrărilor. După primul an de lucrări, putem face următorul bilanț. Peste 30 de kilometri de canalizare realizați, peste 20 de kilometri de rețea de apă reabilitați. Într-un an am realizat mai mult de jumătate din ce s-a realizat în perioada post-decembristă. Până la finalul contractului programat pentru 1.11.2014, se vor realiza 72 de kilometri de canalizare și 7.000 de racorduri la consumatori. Se vor reabilita 34 kilometri de rețea de apă și 4.000 de branșamente. Totodată, se va implementa un sistem modern de administrare a rețelelor de apă și canalizare, GIS, un sistem geografic informațional care va permite SC Compania de Apă Oltenia S.A. să primească date în timp real din teren și va eficientiza activitatea de intervenții la avarii și de prevenție a acestora. O prioritate pentru Primăria Municipiului Craiova este și refacerea străzilor afectate de lucrări, care vor fi aduse la starea inițială în cel mai scurt timp posibil, astfel încât locuitorii municipiului Craiova să beneficieze de servicii la standarde europene. Ha 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 ha!
Faringo Hot Drink ameliorează rapid simptomele răcelii și gripei. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oricine merită un Crăciun. Nu pentru toți acesta înseamnă cadouri. Magia sărbătorilor este în fiecare dintre noi. Împreună suntem mai buni. Din 9 decembrie, Oltenia 3 TV și Selgros îți aduc un zâmbet de Crăciun. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine. Selgros. Merită. Vocea românilor s-a făcut auzită indiferent de vremuri. Întotdeauna a fost cineva care ne-a făcut să strigăm până ne-am pierdut glasul. De peste 50 de ani, Faringoset este alături de cei care se fac auziți. Ca să fii unul dintre ei, de la primele dureri în gât, ia Faringoset. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel poate opri agravarea infecției, grăbind vindecarea. Faringoset, dă voce românilor din 1963. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Florăria Iris comercializează flori tăiate pentru orice gust și anotimp. Plante ornamentale pentru casă, instituții și aer liber. Ornamente și accesorii pentru casă și grădină. Florăria execută buchete, ornamente și decorațiuni pentru nunți, botezuri și alte evenimente minunate. Iris asigură întreținerea plantelor la domiciliul clientului și livrează la adresa indicată tot ce dorești. Universul florilor și al plantelor te așteaptă în mijlocul orașului Craiova, pe strada Lipscani numărul 1 și strada Unirii 89. Telefon 0351 420 961, iar pe internet tastează simplu buchetul.ro. Hamat, una dintre cele mai importante companii din Oltenia, specializată în realizarea sistemelor de protecție solară, dar și a sistemelor complete de închidere a locuinței cu tâmplărie PVC sau aluminiu, vă pune la dispoziție o gamă completă de produse ce vă decorează interiorul casei și biroului. Aici puteți găsi ca și produse de interior jaluzele orizontale din aluminiu, jaluzele verticale, textile și PVC, rulouri textile simple și casetate, inclusiv sistemul zi și noapte, rulouri Roman Shade și perdele cu lamele din PVC. Tot la Hamat găsiți și produse de exterior, cum ar fi rulouri exterioare, uși de garaj, copertine, pereți de vânt, automatizări, grilaje metalice, rulouri metalice, plase de țânțări balamat și tip rulou, tâmplărie PVC Salamander și tâmplărie de aluminiu. Consultanții firmei Hamat vă stau la dispoziție și vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie, atât online, telefonic, dar și la magazinul Mercur, etaj 4, sub pistan 2118, strada Deva, numărul 25, strada Tudor Vladimirescu, numărul 17, zona Selgros. Hamat. Puteți suna la numărul de telefon 0745156555 sau 0251410110. Hamat. Soluții complete pentru casa și biroul tău. Moș Crăciun chiar există și își repară Sania la Autocapa. Vino și tu să-ți alegi un cadou de sărbători marca Moș Crăciun. O verificare completă de iarnă la doar 9 lei și un card de asistență rutieră și tractare auto non-stop pentru orice tip de reparație efectuată luna aceasta în serviciul Autocapa. Detalii în magazine pe autocapa.ro și bmwcraiova.ro. Ho, ho, ho! Sărbători fericite cu Autocapa! BMW Craiova Shop by Autocapa. Strada Bariera Vâlcii, numărul 51, telefon 0723-584-266, www.bmwcraiova.ro și www.autocapa.ro. Autocapa, partenerul tău de încredere. Serviciul Rocor este un serviciu cu tradiție, având autorizare RAR pentru 19 mărci de autoturisme. În plus, serviciul Rocor este partener Skoda și Kia, fiind autorizați de către Porsche România și Kia Romauto, atât lucrări de garanție, cât și lucrări de întreținere și reparație pentru aceste două mărci. Stăm la dispoziție cu o echipă tehnică de profesioniști, gata să rezolve orice problemă ar avea mașina ta: mecanică, diagnoză electrică, tinichigerie, vopsitorie sau stație ITP. Centrul de daune Allianz și numărul mare de contracte derulate cu societățile de asigurări ne recomandă ca partener de încredere în cazul unui accident. La noi poți obține informații legate de constatări, accidente auto, constatări amiabile, documente, cum se procedează în caz de accident și asistență pe toată perioada desfășurării contractului. Mai mult, prin sistemul nostru de fidelizare ți se vor întoarce garantat în buzunar sume de până la 5% din valoarea reparației. Te așteptăm la serviciul Rocor pe strada Râului, lângă Holcim, telefon 0251 425 808.
Când ai probleme cu mașina și vrei să iei piese la prețuri de criză, apelează la Fix Auto. Piese auto aftermarket și originale din import pentru toate tipurile